Ea ce frumoasă e fata mea, Miriam. Mergem la Petco. Mi-a zis cineva că niciodată n-am fost la Petco. Haideți că mergem, uitați aici. E Ziridaba. Și înăuntru îi Petco. Nu mergem pe aici acum, mă. Să văd, caut ceva pantalonaș la Miriam. Nu, că tot are ea, dar cam rămas mici. O primit acum, dar cam mici. Și vă chemem cu noi. Ai grijă, Miriam? Bravo! Intrăm la Ziridaba. Haideți cu noi. Haide, iubită. Birea mea. Eu cu birea mea mergem. Ce, nu merge banda? Va, merge. Sus merge, nu la jos. O să coborâm. Haideți cu Miriam și cu mine, dragii mei. Deci la Petco, poate îi luăm ceva pantalon și ceva boluri, dacă găsim. O să mai vă arătăm și acolo. Deci, uitați, aici e Petco, cine cunoaște din Arad, cine nu cunoaște. Vedeți, aici sunt magazine cu haine. Aici e Petco, aici sunt mai ieftine. Este și la Mall Atrium, dar aici mult mai aproape de noi. Haideți să vedem ce găsim ieftin și bun. Aici ce îi, Miriam? Sunt pijamale, ce sunt astea? Nu, astea sunt de copii mici. Trei linguri ai. Hai să mergem la pantalon, adică am de... Cam aici, a? Nu, tate, mai mari. Să vedem. Iubita, hai la urmă venim aici. Aici ai vedem mai bine, știi, tate? Uite, pantaloni. Da, ție nu-ți plac astea, vezi, aici sunt pantaloni. Sunt micuți. Hai să vedem. Răbdare. Răbdare, iubită, răbdare. Dar numai la pantaloni mă uit, tati. Te rog frumos, nu te uita la ceacă. Ce ceacă te uiți? La asta? Vrei tu așa gecuță? Asta e făinuță de ploaie. Asta e frumoasă. Aia e prea țigănească colorată. Nu, și groasă. Dar nu pasă. Iubita mea, asta e frumos. Stai să vezi. Tu le porci. Prețul. Ține tu, mă ajuți? Nu. Nu. Ajută-mă puțin dacă vrei tu. Vrei de toate, dar nu. Nu, asta și nu puse, uite. Sunt foarte mici, nu este mare. Sunt micuțe, iubite. Nu, ce vrei? Aici pantaloni. Și astea sunt mici. Vrei așa ceva? Îți place? Nu, sunt urâți, de numai. Nu, nu-ți place? Mai... Nici asta. Hai să ne mai uităm. Răbdare. Tu răbdare, ăsta? Să vă materialul, nu te arunca. Stai, sunt micuți. Îți caută, tati, care e bun dacă îți plac. Să vă materialul, care contează? Uite, aici, alți, negri. Să uite așa. Îți plac? Ne vedem. Aici nu mai este, numai acolo unde... Așa ceva.
Aștia sunt guși pe picior, nu-ți intră, iubita. Și-s de băieți. Miriam, aici-s băieți. Aici nu, dar... Uite, asta e fain. Da, imediat. Imediat. Deci până acum pantalonașul ăsta, mă ales la Miriam. Și o să mai vedem. Hai la pantalonaș să vedem, tată, iubita mea, de blugi. O, ăștia-s mari. Din ăștia, nu știu, ți-a joat două perechi, dar singura pereche asta lui. Asta. Miriam, uite așa ceva, nu-ți place? Nu, tata. Nu-i place. Ăla pe ți-am luat o pereche, negri dacă vrei. Căutăm și o pereche negri. Așa, din ăștia? Da. Vedeți că căutăm. Deci am luat și unul negru la Miriam. Hai la boluri să vedem acum. Dacă găsim ce-o zis maica ta. Hai. Aici la bol. Ori mai spart boluri și... De sticlă. De sticlă aici nu este. Da, să-ți intre în geantă. Păi asta, ăla e lat, iubit. Dar poți stați să-mi pun și înăuntru la geantă, că mai am loc. Nu, și desfă-o să vezi cum e aia. Ia, mi-o pică, nu-i mai bună, nu-i faină. Nu, se poate, știi, s-o desfaci. Păi învăț. Nu, vezi? Dacă vă rog frumos, sunteți drăguță, îmi dați oala aia. Asta de aici? Până ajung. Să nu aibă capac, să o spar cum la... Opa! Nu o să spar, mulțumesc frumos! Mulțumesc! Hai să văd la bol. Unde-s bolurile? Primit aia și culorile, o primit complet. Aici ceva, așa au zis maica ta, da. Se sprea mari. Aici aș ceva boluri. Ălea-s mari, astea-s mici. Deschide. Bine, iubita, bravo! Tu vezi ce preț are asta, dar eu nu văd acolo. 5 lei. Este la fel, oare? Poțin. Este deja aici, iubit. 5 lei. Deci o să iau și două boluri. Deci ieșim de la Iridava, de la Petco. Mergem pe scări, că banda nu merge, iubita mea. Mergem în stânga aici pe scări. Nu pe acolo, aici, iubita. Banda care coborâm nu merge. Hai, iubire, hai! Așa și coborâm jos pe trepte, încet, iubita. Cam asta a fost excursiunea noastră până la Petcu de la Iridava. Vă mulțumim că ați fost lângă noi. Dacă doriți, veniți cu noi, mergem până la... Intrăm la magazinul Carrefour puțin, este ceva magazin aproape. Și chinezul, nu pe acolo, iubită, pe aici Miriam. Miriam nu știe. Aici uitați un foto. Faceți poze, film și ieșim afară.
Aici, uite, în dreapta și ieșim pe ușa afară. Vedeți? Iați aici. De toate pentru toți. Și ieșim afară, uite, uite. Pe stradă aici, pe ușa asta. Așa e bine, încet. Încet, încet, hop, hop. Aici, în dreapta, Miriam. Deci un magazin Carrefour și mergem până aici să vedem oare ce am găsit noi pe aici. Să-ți arătăm prețul pe aici. Cartofii 2,50, ar trebui să iau ceva cartofi, Miriam, oare nu au la săculeți oamenii ăștia? Cred că mergem mâine până în obor, mi-a zis Margaret. Asta roșii, avocado, ceapă da. Da, îmi pui și mie. 17 lei, 18 lei ardei, uitați, gocoșariu care am luat cu 2 lei. Uite, cartofi acum. Câte-s cartofi? 12 lei, 99. Păi, dar câte chile-s aici? 3 kg. Nu, las-o cu tu cea baltă. Hai să mergem să vedem de sticluțe. Îți găsesc sticluță pe aici. Aici undeva, Miriam. Unde toate mărți? Aici nu. Nu este? Eu. Aici nu știu ce luăm, cred că nimic. Până la urmă, aici, iubita mea, în partea asta. Numai înainte, iubita, înainte. Uite. Nu. No. Și atunci ai sticluțe. Nu. Eu vreau de aia. Poate eu nu-ți dau 30 de lei. Poate găsești la chinezul, te rog. Da. No. Dau 30 de lei pe o sticluță la școală. Eu nu da, mi-s... da. Uite, ia-ți din asta, uite ce frumoasă e. Da, no. Fi. Nu, no, ia-și ceva de băut. Apă. Pe ce vrei să zici? Sticlă din asta mare vrei? Nu știu. Ce spui? Nu, nu știu, iubita. Vrei să duci la maică ta? De care să vrei? Ia-ți din asta mică pentru tine, lasă-ne pe noi. Nu, nu ne trebuie. Uite, ia-ți o apă. Sau... De asta? De care vrei? Gata. Din asta. Hai să vedem cumva aici nu este sticla nume pentru școală. Ai grijă, ai grijă că dai cu astea pe jos. Pe aici ne uităm. Vezi aici chestii din astea. Dar nu am găsit, deci luăm masticluța și gata. Deci am ieșit de la Carrefour, am luat o sticluță de apă la Miriam. Mai trecem pe aici, că aici se lucrează ceva. Mergem până la un magazin chinezesc și se caut la Miriam sticluță pentru școală. No, am găsit la Petco, dar no, 27 sau cât a fost Miriam? 27,30. Da, no. Pare rău, deci găsim noi ceva mai convenabil. Intrăm aici la magazinul ăsta, vara magazinul. Înăuntru nu o să vă mai filmez, că acolo e aglomerație, sunt haine multe, poate nici nu-i convine. Uitați, vedeți, magazin chinezesc. Aici o să intrăm unde mătură doamna asta, să vedem dacă are așa ceva și cam asta. Deci am ieșit din magazinul chinezesc, nu are sticluțe. Mergem la tramvai și plecăm către casă. În altă parte nu mai mergem. Când ajungem, arătăm mai bine pantalonașii acasă. Deci din suflet vă mulțumim din suflet că ați fost lângă noi. E o zi, nu e așa călduroasă, e mericuroasă, plăcută. Vă iubim, vă mulțumim, vă îndrăgim.
Asta e și Părculețul din Arad, în centru. Toate cele bune. Haideți că ne mai auzim acasă. Haideți, totuși v-am arătat puțin. Suntem pe Dravai, pe centru orașului. Uitați primăria. Vom era din nou primăria Radului, foarte frumoasă. Aici era fostul PCR, nu știu dacă mai este ceva. Ce ne-am oprit la primărie, la semafor. Imediat urmează o stație vis-a-vis de McDonald's. Eu vă mai arăt ca să vedeți. Și haideți că o să ne vedem acasă atunci. Acum a pornit tot, aia zic. Ne vedem acasă, dar eu tot vă mai arăt. Uitați, poate vă place să vedeți Aradul. Cine n-a văzut primăria Aradului, uitați aici McDonald's. Universitatea Vasile Goldeș. Aici e stație de tramvai, ne oprim. Imediat aici pe partea stângă e Hotel Continental. Nu se vede acum. Uitați catedrala. Tramvaiul, teatru, vorbesc mai încet că sunt în tramvai. Poate m-auziți foarte greu. Mai puțin și ajungem la Boul Roșu. Dragii mei, am ajuns cu iubita mea acasă. Am luat două perechi de pantaloni. Deci ăștia se întind. Așa. Sper să fie bun. E cu talie mai înaltă. Unul negru și ăsta nu știu ce culoare, cărămiziu. Roz. Roz, pare închis. Foarte închis. Eu zic că-s bun de ea. Și am luat ceva chiloței. Dacă tot am vrut spun că e bun de ea, trebuie să luăm asta. Deci așa la 14 ani e mai dezvoltată, știți cum e. O sticluță de apă i-am luat pe drum și două boluri. Vedeți? Așa, nici mari, nici micuțe. Ce are aici? Aha, să ia. Vedeți că e zgâriat. Deci vă mulțumim din suflet că ați fost cu noi, că ne-ați urmărit. Am fost la Petco, mi-a zis cineva, dar dumneavoastră n-ați fost niciodată la Petco. Am fost, dar nu am filmat. Vedeți ce frumos cu pantalonii. Da. Și ăștia negri. Deci vă iubim. Tu ce spui la urmăritorii noștri? Vă iubim foarte mult, dragii mei. Vă dorim o zi răcoroasă. Cum doriți dumneavoastră? Călduroasă. Mângâiere de la bunul Dumnezeu, sănătate multă, dumneavoastră, celor bolnavi, celor dragi. Vă iubim, salutăm și noi pe fetele noastre, pe iubitele noastre, pe Maria și pe Mihaia. Îi îmbrățișăm, vă pupăm. Și acum, Miriam, la revedere, închide iubita mea acolo telefonul.